Totodată, în cursul anului 2019 a fost recuperat un prejudiciu total în valoare de 4.964.310 lei. În ceea ce privește evaziunea fiscală, în cursul anului 2019 a fost înregistrate 71 de dosare penale, din care 41 prin sesizare din oficii ale polițiștilor de la formațiunea specializată. Au fost soluționate un număr de 63 de astfel de cauze, din care, cu propunerile primite în judecată, 8 dosare penale. Tot pe evaziune fiscală, unitățile de parchet au emis un număr de 7 acte de sesizare a instanței privind pe 9 inculpații. În ceea ce privește spălarea banilor, au fost înregistrate un număr de 7 dosare penale, cu un plus 4 față de perioada similară, respectiv 2018, fiind soluționate o cauză penală cu propunere de trimitere în judecată. Totodată, în cursul anului 2019 a fost recuperat un prejudiciu total de 467.000 de lei în dosarele de spălare a banilor. În ceea ce privește fraudele vamale și regimul și la regimul produselor accizabile, în anul 2019 a fost înregistrat un număr de 23 dosare penale, fiind soluționate un număr de 17 cauze, din care 4 cu trimitere în judecată. De asemenea, unitățile de parchet au emis un număr de 7 acte de sesizare în instanței privind pe 10 inculpați. Au fost confiscate 367.431 țigărete provenind din contrabandă și indisponibilizate 2.184 litri băuturi alcoolice. De menționat faptul că au fost organizate și desfășurate 101 acțiuni coercitive mărite, fiind aplicate 611 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1.486.000 lei și au fost confiscat numerar și bunuri în valoare de 195.500 lei, precum și sume în valută. În domeniul arme, explozii și substanțe periculoase, este de menționat faptul că nu au fost înregistrate evenimente grave săvârșite cu arme, materii explozive și substanțe periculoase. Polițiștii din acest domeniu au organizat și desfășurat 39 de acțiuni care au avut drept scop prevenirea și combaterea infracțiunilor pe această linie și creșterea gradului de siguranță a cetățeanului. De asemenea, există exigența sporită manifestată în verificarea bonității comportamentale și judiciare a deținătorilor de arme și muniții a avut de rezultat dispunerea anulării dreptului de port armă pentru un număr de 111 persoane, cu 63 mai mult față de 2018. Tot în acest domeniu au fost indisponibilizate un număr de 10 autovehicule utilizate la acțiuni de braconaj cinegetic și cantitate de 480 kg carne de vânat, un număr de 66 arme letale, din care 19 aflate în circuitul ilegal. De asemenea, s-au constatat 210 infracțiuni la regimul armei explozive, substanțe periculoase și punerea sub acuzare a un număr de 101 suspecți. Au fost dispuse un număr de 27 măsuri preventive față de braconieri și alți suspecți inculpați, cu un plus de 12 astfel de măsuri față de 2018. Am acționat și pentru protejarea fondului cinegetic, astfel că în perioada august-septembrie 2019 au fost desfășurate activități informativ-operative și de urmări penale complexe în zona de est a județului pentru prinderea unor persoane implicate în comiterea unor infracțiuni de braconaj prin folosirea unor arme letale provenite din traficul ilegal. 4 arme aflate în circuit ilegal au fost indisponibilizate, una dintre acestea fiind introduse ilegal pe teritoriul României. Au fost ridicate 17 cartușe deținute ilegal, 2 lanțuri și un autovehicul folosite la braconaj, precum diferite cantități de carne și trofee provenite din acțiune de braconaj. Au fost organizate 2 acțiuni succesive de prindere în flagrant și o percheziție domiciliare, iar 7 persoane au fost reținute, din care ulterior 2 arestate preventiv, 2 arestate la domiciliu și 3 plasate sub control judiciar. În ceea ce privește Fondul Forestier Național, în anul 2019, după cum știți, am avut o acțiune de amploare organizată de către Inspectoratul General al Poliției Române prin Serviciul Protecție a Fondului Forestier. Au participat polițiști din cadrul inspectoratului nostru, precum și din alte 8 județe. Pe parcursul celor 5 zile au fost verificate 13 societăți cu obiect de activitate în domeniul forestier, fiind aplicate 28 de sancțiuni contravenționale în valoare de totale de 97.000 lei. Totodată, ca și materiale noi confiscat cu ocazia acestor acțiuni, au fost 1.305 metri cu materialul lemnos confiscat în valoare de 440.241 lei. Tot în acest domeniu,
Au fost efectuate 673 controle pentru depistarea ilegalităților în domeniul silvic și au fost constatate cu ocazia acestor controle un număr de 75 infracțiuni. Au fost aplicate 322 contravenții în valoare de 542.400 lei și confiscată cantitatea de 848,26 metri cu material lemnos. De asemenea, au fost dispuse și două măsuri preventive față de persoane care au călcat legislația silvică.